Participarea Republicii Moldova la acest târg de vinuri sub brandul de țară Wine of Moldova considerăm că este una foarte importantă, dat fiind că piața chineză de vinuri este în creștere continuă și urmează să devină piața numărul 2 de consum de vinuri pe plan mondial. Ori noi considerăm că Republica Moldova este foarte competitivă pe această piață și ar avea multe de oferit. Proiectul de competitivitate al USA și al Guvernului Suediei în Republica Moldova consideră că pe această piață este necesar de a investi în promovarea Republicii Moldova pentru a crește notorietatea țării noastre ca producător de vinuri de calitate, cu o istorie bogată și cu o diversitate care place consumatorului chinez.